Bun găsit la Școala din Familie! În ziua de astăzi, venirea pe lumea încă unui copil dă peste cap viața întregii familii și parcă altădată nu era deloc așa. Ne nășteam în familii numeroase, aveam frați, surori și bunătatea, dărnicia și grija față de aproapele se nășteau și creșteau odată cu noi. Nu era nevoie să ni le predea cineva. În ziua de astăzi ne chinuim să ne învățăm copiii să împartă și devine o problemă apariția unui nou membru în familie. Cum resimte această problemă o mamă cu 5 copii, o soție de preot, veți vedea în clipele următoare. Iată ce mai puteți urmări astăzi. Medicul Radu Țincu ne spune cât de periculoasă este pentru copii vitaminizarea în exces. Mișcare, eleganță, performanță. Cursul de dans modern al Palatului Național al Copiilor. Eva ne spune astăzi o povestioară de scâlcit limba. Cum gestionăm problema apariției unui nou membru în familie, cum este familia cu mai mulți copii? Aflăm astăzi de la o mamă cu 5 copii, o cheamă Adriana Tudor și am invitat-o aici alături de întreaga sa familie, de copiii ei. Bun găsit, Adriana! Bine ai venit la noi în emisiune! Mulțumesc pentru invitație! Te rog să-mi prezinți familia ta! Familia mea sunt copilașii cel mai mare, el este Tudor David, în clasa 5-a, Tudor Andrei, următorul dintre ei în 3 ani, în clasa 2-a, Nectarie Tudor și cu Xenia Tudor, ei sunt grădinarii noștri, sunt la grădiniță și cel mai mic, juniorul Joachim. Joachim câți ani? Are câte 8 luni? Are 8 luni. Cum a fost? Înțeleg că ai trecut de 4 ori prin această experiență. Cum a fost primul moment în care ai dat vestea apariției unui nou membru în familia voastră? Da, în primul rând n-am tratat-o ca pe o problemă asta, adică pentru noi a fost o bucurie mare venirea unui nou membru și atunci și primul copil a primit-o la fel, cu bucurie mare și a transmis-o la rândul lui fraților. A înțeles, cred că de la început, prin atitudinea noastră, că a mai apărea un nou membru în familie e o bucurie și pentru el un nou partener de joacă, un prieten pentru toată viața. Și m-am întâmpinat, așa să spun, probleme majore în care să observ eu că copilul ar suferi în vreun fel, din contră. Cred. Dar atunci când ai rămas însărcinată cu cel de-al doilea copil, te-ai gândit la ce va urma? Te-ai gândit, nu știu, să le povestești și lor că ai un nou bebe în burtică și că... Da, cred că eram și destul de tânără și le-am luat așa, cum au venit, cu bucurie și într-un mod firesc și normal. Adică mi se părea normal să fie mai mulți frați, deși nu mă gândeam că o să am 5 copii sau câți ori mai veni, că nu știm încă. Dar așa cum le-am văzut noi ca părinți într-un mod normal și cu bucurie, așa am transmis-o și copilului și am început să-i spunem că mami are un bebe în burtică, care ne l-a trimis Doamne, e un dar. Și ușor, ușor... Și ei cum s-au comportat? Au participat la această mare bucurie? Da, au participat, în sensul că nu i-am luat cu mine la ecografii, sau, dar făcându-se poze și imediat veneam și vreau să-l văd pe bebe. Și da, de ce e așa? Dar mă întrebau, ba chiar la primul băiat, când i-a venit al treilea frățior, își dorea foarte mult o surioară și i-am spus, mami, trebuie să te rogi la Doamne ca să vină surioara. Și s-a rugat el și când am venit de la ecograf cu fotografia lui, s-a uitat fără să-i spun nimic și zice, e băiat, de unde știi, mami? Păi uite, seamănă cu mine. Și a fost foarte tristă, ba chiar a început să plângă și zic, de ce, mami, să te superi? Păi aș fi vrut să fie fetiță. Zic, mami, Doamne, știe mai bine ce e pentru tine, mai bine, uite, să ai un alt partener de joacă, e băiețel. Și atunci, nu, imediat s-au obișnuit cu ideea și i-au primit foarte frumos fiecare frate la rândul lui pe celălalt. Există totuși și situații în care multe mămici sunt un pic panicate până când ajung să nască al doilea, al treilea, al patrulea, al cincilea copil în cazul tău. Există așa un stres și îl spun pentru că am trecut prin asta și îmi imaginez că fiecare mămică are așa un gând înainte.
Tu cum ai făcut față? Cum ai reușit să depășești momentele? Că nu sunt momente ușoare după ce naști. Cu ce se confruntă femeia atunci? În primul rând cu adaptatul, cu nopțile pierdute, cu din ce în ce mai puțină răbdare, poate uneori pentru că și oboseala este pe măsură. Cum a fost pentru tine? Da, la primii doi a fost puțin mai greu, fiind și primii copii, nu știi cu ce te confrunți, așa, au fost și ei mai, să spun așa, mai cu nopți nedormite. Deja de la al treilea s-a schimbat situația, adică, nu știu, a intervenit la fiecare, chiar, acum fac o paranteză, la Nectarie, e născut de ziua Sfântului Nectarie și a fost foarte cu minte el. Adică de când l-am adus acasă, n-am avut nicio noapte nedormită, începând de la al treilea, inclusiv al patrulea și al cincilea. Nici eu nu știam până la al treilea. Și le spuneam fraților lui mai mari, uite mami, vedeți ce cu minte e Nectarie, zic, voi m-ați chinuit noaptea, stăteam cu voi în brațe, ba eu, ba tati. Și la un moment dat cel mare îmi zice, da mami, dar el e sfânt. Zic, cum mami e sfânt? Păi nu e născut de Sfântul Nectarie? Zic, toți sunt, aveți nume de sfinți, nu înseamnă că el e sfânt. Așa percepeau ei că e sfânt dacă s-a născut de ziua Sfântului Nectarie. Și atunci când alăptai pe timp de noapte, cum era a doua zi? Cum reușeai să te descurci? Pentru că fiecare cerea atenția lui, ei poate primesc cu foarte mare bucurie noul eveniment, însă ce li se întâmplă urmează să afle. Și află că mami sau tati nu mai au atât de multă atenție, nu mai au atât de mult timp să ofere cât ofereau și până atunci. Am simțit foarte tare că ei mi-ar duce foarte mult lipsa, unde, nu știu, cred că m-a întărit Dumnezeu atât de mult încât nici eu nu am simțit o oboseală foarte mare peste zi și m-am ocupat și de ei atât cât puteam. Ce nu mai putea mami, prelua tati și se ocupa de ei, apoi cei mari erau la școală peste zi, cei mai micuți la grădiniță și mami rămânea cu bebe. Când veneau ei, făcea mami în așa fel încât să se ocupe de ei și bebe să mai stea cu tati sau să doarmă. Sau... Îmi imaginez că tatăl și-a luat rolul foarte în serios, cel puțin de la al doilea copil. Poți să îți mai aduci aminte cum a început? Că și pentru el a fost un moment destul de greu, o piatră mare de încercare. Cum a încercat să echilibreze balanța, cum te-a susținut? Da, deși eu sunt o fire mai panicoasă, așa să zic, și mai... Tati e o fire mult mai puternică și atunci eu a știut când trebuie să intervină și când nu. Și așa au decurs lucrurile încât nici n-am realizat foarte bine că momentul ăsta a intervenit sau... N-am simțit că trag copiii de mine și că nu le acord atenția cuvenită, adică... Și i-am învățat și pe ei să se descurce. Totul a fost așa, a decurs normal și firesc, încât nu i-am simțit tensionat sau să simt așa mici gelozii, mai sunt între ei, dar niciodată n-au respins bebelușul să spună că du-l de aici, deși noi mai glumeam și ziceam, uite, face gălăgie, îl ducem. Și nu, chiar și cea mică plânge după bebe, nu. Mami, tu greșești, de fapt. Trebuie să-mi acord și mie atenție, dar bebe n-are nicio vină. Ne împărțim în așa fel treburile, să zic așa, încât tata a preluat sarcinile cu copiii mai mari, tati îi duce la școală, tati ia de la școală, tati îi duce la activități care mai sunt după școală și pe cei de la grădi îi ia tati și când îi adună pe toți după, îi aduce acasă. Tati are cam cele mai multe curse de făcut și atunci intru eu, adică îi aștept cu masa, ne schimbăm și cei mari încep temele. Acum cel mare e clasa 5-a și el învață după amiază și atunci la prânz el intră și iese seara. Dar ei au venit vreodată să te întrebe, mami, pe cine iubești mai mult? Mie mi s-a întâmplat treaba asta. Da, mi s-a întâmplat și mie. Cred că cam... Toți m-au întrebat la un moment dat, și afară cum? De cea mică. Și am încercat să le explic că mami iubește pe toți la fel, că orice copil vine cu darul lui de la Doamne, Doamne și Doamne, Doamne ne trimite dragoste în mită pentru fiecare și niciodată nu o să iubesc pe bebe, deși ei așa au impresia, cred că de-aia și întreabă, pentru că atunci când vine cel mai mic,
Noi, ca părinți, avem tendința să-l drăgălim mai mult, că așa sunt cei mici mai drăgălași. Și ei se sesizează asta, poate noi nu ne dăm seama, dar ei se sesizează că și atunci de ce? Dacă și pe mine mă iubești la fel de mult, de ce îl drăgălești mai mult? Și am încercat să le explic că el e mic, are nevoie mai mult de ajutor, fiind mai mic, așa, el dă Doamne, Doamne, mai drăgălaș și no, îl alintăm, dar așa ai fost și tu și pe tine la fel te-am drăgălit și nu a existat nicio diferență și le explic tot timpul că așa cum e bebe acum, au fost și ei și dragostea e aceeași pentru fiecare în parte, deși... Da, și mai e și un motiv practic. Bebe nu merge încă, da. Și atunci tot timpul trebuie să-l ții în picioare și ei probabil cred că în momentul în care îl ții toată ziua în brațe, îl iubești mai mult, da, da, probabil. Da, da. Da, dar cred că acum deja au văzut că bebe nu poate, pentru că inclusiv Xenia, care e cea mai micuță, vrea să le îmbrațe. Și ea vede că nu poate să le îmbrațe și vede că nu poate să meargă bebe și mă întreabă mereu, dar de ce nu merge? Păi vezi că e mic, uite, vezi, el e neajutorat, trebuie să-l ajute mami mereu. Dar când crește bebe să meargă și el? Păi o să crească dacă mami are grijă de el, îi dă să pape și explic ea, fiind fetiță, că ați spus că da, chiar există diferența asta, băieții nu i-am văzut așa cum e ea, ea are și ea bebelușii ei pe care îi hrănește, îi schimbă, îi spală, adică tot ce fac eu cu bebe face și ea cu bebelușii ei, băieții n-au avut activitățile acestea. Dar ea, ca fetiță, da. Cumva instinctul matern, da, se deja, naște undeva, da, în e, prima copilărie. E născut cu ea, da, odată. Dar invidii între ei, nu știu, poate manifestări dintre astea ascunse, pentru că am întâlnit, a venit la un moment dat o doamnă și mi-a spus, știți, a trebuit să-l trimit pe cel mai mare la mama și să rămân cu cel mai mic ca să pot să am grijă de el, chiar de frică să nu se întâmple ceva grav. Poate nu, că voi ați fost și ați crescut într-un alt spirit din prima, însă, sigur, mai așa, mici și răutăți? Cane, da, răutăți, mai există așa între ei, în sensul că între cei mari la școală, că unul ia note mai mari și celălalt și concurență. Depinde, da, o concurență și atunci noi îi spunem mereu, tu ești mai bun la materia asta, dar el e la cealaltă și atunci se compensează, fiecare are talentul lui. Și încercăm să aplanăm tot timpul dacă vedem că apar conflictele astea de concurență, așa, sau în general astea sunt. Și mereu le spunem, sunteți frați, ați stat în aceeași căsuță, adică în burtica mamei. Și sunteți la fel, deci caracterele o să vi se contureze mai târziu, dar sângele e același și atunci... Nu e unul mai deștept decât celălalt, dacă cam asta apare. Că sau se pot ajuta. Da. Cei mari pot ajuta pe cei mici. De obicei, se cel asta? Mare îl ajută, da? Pe celălalt la teme, da. Și atunci încep răutățile, că vezi că tu nu știi. Dar zic, mami, cum se știe? Tu ești mai mare, ești clasa 5, el e clasa 2, încă n-a învățat, de acum o să învețe. Și încercăm să-i temperăm așa, deși au ei câteodată tendința așa să... E greu? E greu să fii cu mai mulți la școală? E grea școala pentru... E o piatră de încercare mare pentru voi, așa? Da, eu care fac temele cu ei, în sensul că am deja i-am învățat pe cel mare să-și facă temele singur, pentru că deja nu mai fac față, adică la clasa 5-a sunt teme destul de grele și atunci se descurcă singur. Dar mă ocup de cel de clasa a doua și când mă ocup cu el de teme, apar și cei mici, că mami vreau și eu să scriu sau mami vreau și eu să desenez. Și atunci aici încerc să le dau activități la fiecare ca să pot să mă ocup de cel care e clasa a doua. Da, aici e așa, mai întâmpinăm câteodată până vine tati care... ne ajută. Salvează situația, da. Nu? Am mai auzit oameni care ne îndemnau așa, pe mine, eu am și fetiță și băiat, cu fata să mergi să ieși la shopping dacă cumva simte așa, trebuie să ai timpul tău cu mama, iar cu băieții mai degrabă să se implice tatăl, să meargă la un fotbal, să meargă la un basket și așa mai departe. Ai ajuns în situații de genul ăsta? Da, am ajuns și chiar le-am făcut promisiuni la fiecare.
a fost ca un cadou, așa să spun, de Crăciun. Printre alte cadouri le-am spus, zic, uite, vă promit că fiecare o să aveți o zi numai cu mami și o zi numai cu tati. Și de-abia așteaptă, o dată pe lună, fiind 5, trebuie să împărțim zilele în așa fel ca fiecare să aibă ziua. Dar ce am sesizat la ei de când am început să iei, am spus, o zi cu mami, să faceți ce vreți voi, inclusiv cu tati, aceeași situație. Și când am ieșit în ziua respectivă cu unul dintre ei, mi-a zis, după ce am plecat de acasă, mi-a spus el unde vrea să meargă la film. Și zice, da, mami, dar mi-ar fi plăcut să iau și pe frații mei. Nu vrei să-i luăm și pe ei? Zic, ba da, mami, facem cum vrei tu. Și până la urmă s-a sfârșit că tot împreună am fost toți. Deci n-au vrut, au crezut că e fascinant să fie doar ei. Le-a plăcut așa să stăm, să discutăm, dar tot împreună să fie. Poate ideea, da. Și discutam acum câteva zile la telefon că eu, cel puțin, nu am lipsit aproape niciodată din viața copiilor mei, doar cât am stat în spital cu fiecare care a urmat. Și odată făcând acest pas și odată mergând pe acest drum, probabil că și ei s-au obișnuit și poate că acesta este secretul, poate că acesta este motivul pentru care ei nu simt acea prăpastie în care unii cad la un moment dat. Da, cred că asta este secretul, că stăm foarte mult împreună. Adică ei sunt mai mereu cu mami. La fel și eu n-am lipsit din viața lor decât exact când am fost la maternitate. Și tati, cât se poate și tati este. Și atunci ei cred că ne simțind lipsa asta a noastră a părinților, atunci nici nu au răutățile acestea și egoismul ăsta între ei. Pentru că noi suntem mereu cu ei și încercăm să... Și când au un conflict între ei, în primul rând îi pun pe ei să-l rezolve. Doar când nu se rezolvă așa, intervine mami sau tati. Și reușesc? Uneori da, alteori nu, depinde ce conflict este, de ce natură. Am văzut la un moment dat o postare de ta pe internet și mi-ar plăcea să readuc în discuție câteva dintre subiecte, pentru că mie mi s-a părut foarte haioasă. Și era vorba despre niște întrebări frecvente care deranjează și una dintre ele suna cam așa: sunt toți copiii ai tăi? Și tu ai răspuns, am primit această întrebare de când aveam 3 copii în ultima perioadă, din ce în ce mai des. Dar îmi place când merg la cumpărături să mă chinui cu mai mulți. Am 3, dar mai am și 2 de-ai vecinilor. Vecinilor, da. Da, am întâmpinat. Acum deja, bine, acum probabil și mediul în care mă învârt deja e destul de... s-au familiarizat cu noi mulți. Dar am întâmpinat problema asta că... De unde atâția copii? Sunt toți ai tăi? Sau, wow, câți copii are femeia asta? Sau, la un moment dat am luat un taxi și când l-am comandat, când am vrut să urc în taxi și am deschis ușa și să urce copii, taximetru zice, aole, unde mergeți cu ăștia? Că ăștia sunt copiii mei, unde merg cu ei? Și, deci au fost, pentru unii părem ciudați, așa, și sau mi se mai întâmplă să ne întrebe, sunteți de altă religie, confesiune, adică... Un lucru normal, da. Altă dată a ajuns să fie pentru unii anormal astăzi. Da. Mai există o teorie, ei, lasă că dacă sunt mai mulți, se cresc unul pe celălalt. Și mi-aduc aminte că a fost o altă întrebare la care tu ai răspuns destul de haios. Da, asta... Cred că din bătrâni e întrebarea asta cu se cresc unii pe alții și de-aia răspunsesem că dacă își imaginează cineva că David la 11 ani sau Nectarie la 5 ani îi îmbracă sau îi spală, n-are cum să se întâmple asta. Cred că asta s-a referit că se cresc unii pe alții, nu știu, ajutându-se unii pe alții, dar... Eu am întâlnit un lucru care pentru mine a rămas așa marcant. În familiile cu mai mulți copii, am întâlnit la noi la biserică familii care s-au născut în familii cu mulți copii, au avut frați sau surori și la rândul lor n-au făcut decât un singur copil. Și atunci eu i-am întrebat de ce, că totuși ați crescut frumos. Și zice, păi
Când eram eu copil, mama mă punea să stau să am grijă de fratele sau de sora mai mică și am zis atunci când o să fiu la casa mea, nu fac decât un singur copil ca să nu aibă povara asta. Și atunci am rămas așa, zic, aoleu, înseamnă că e o problemă asta, dacă stă și are grijă de celălalt, rămâne marcat copilul și atunci nu-și mai dorește mai mulți copii. Cred că depinde foarte mult de părinte cum gestionează asta, clar. Pentru că poți foarte bine să naști acest instinct matern de care vorbeam mai devreme și să-l ajut să crească frumos, într-un cadru frumos, sau poți din contră să ieși în cealaltă extremă. Îmi spuneai mai devreme că David nu îi spală pe ceilalți, nu? O altă întrebare, ia uite, sunt și curați, nu-i așa? Da, da, și asta se miră, pentru că în general știți că sunt, unde sunt copii mulți, se consideră că nu mai ai timp și să te ocupi de ei, dar... Încă un mit pe care aș vrea să-l demontez despre mămicile cu mai mulți copii. Ai făcut facultate, Adriana? Da, sigur. Am făcut chiar două. Una, din păcate, n-am reușit să o termin. Dar asta nu m-a împiedicat să îmi schimb, să spun așa, meseria de bază în urma facultății și să... O accept pe cea de mamă și o dedic pe cea de mamă care mi-a plăcut mai mult dintre toate. Dar cum te ajută facultatea în creșterea celor 5 copii? Cred că facultatea te ajută să le oferi o altă educație copiilor, să vadă altfel viața și să înțeleagă că școala te ajută să ajungi departe sau să ajungi acolo unde îți dorești. Te ajută în multe privințe facultatea. Dar nu e totul. Îmi imaginez că e destul de greu ceea ce faci. Dar simți nevoia să fii compătimită? În jurul meu toată lumea mă compătimește. Fie în față, fie în spate, să spun așa. Dar nu simt nevoia să fiu compătimită, pentru că e alegerea mea, o fac cu tot dragul și cu toată dragostea din lume. Mi-au plăcut copiii și îmi plac copiii și cresc cu drag și atunci nu are cine de ce să mă compătimească, pentru că dacă eu mi-am dorit asta și mie îmi place să cresc mai mulți copii, nu văd de ce mi-ar plânge cineva de milă. Chiar așa, îți mai dorești copii? Sincer, da, mi-aș mai dori o fetiță, ca să nu rămână, dar acum... În minoritate, Xenia, da, nu? Da, să nu rămână Xenia singură. Dar cum se descurcă Xenia cu atâția băieți în jurul ei? A devenit și ea băiețoasă. Da, știe toate treburile băiețești, să spun așa. Da, e o fire puternică și cred că o să-i domine pe frații ei când o să fie mai mare. Dar ei au învățat așa câte ceva din delicatețea Xeniei? Au învățat să o respecte mai mult, nu știu, să fie mai grijulii, să știe, uite, este sora mea? Da, cei mari, da, sunt grijulii și chiar îi văd așa în viitor când o să fie mari, că o să fie foarte atenți și selectivi așa cu oamenii din jurul ei. Ca să nu spun cu băieții din jurul ei, că se văd că sunt foarte protectori cu ea. Sunt protectori toți trei cei mari. Ar mai fi un mit pe care, nu știu, nu-mi doresc neapărat să-l demontez, dar există o teamă a părinților cu mai mulți copii, că cei de la mijloc, mai sunt numiți copiii sandwich, ar putea să nu aibă așa o viziune și un curaj de a porni în viață. Tu ce simți despre cum se întâmplă lucrurile la tine în familie? Da, nu, n-am simțit lucrul acesta, că i-am văzut pe fiecare în parte cu caractere și cu temperamente diferite și fiecare și spune așa cam ce se vede în viitor și i-am încurajat, i-am dus la activitățile care i-au atras sau mai puțin, mai sunt și activități la care îi mai ducem împinși de spate. Dar am zis să aibă de unde să-și aleagă în viață ce vor să facă. Noi am încercat fiecare să aibă parte de aceeași atenție și nu cred că au simțit diferență, ceva diferit. Adriana, îți mulțumesc tare mult pentru că ai primit invitația, ai primit să te deschizi în fața noastră, în fața telespectatorilor Trinitas TV. Îți doresc din tot sufletul să rămâi în continuare la fel de curajoasă și de puternică, așa cum ai făcut-o până acum. Pentru mine ești un exemplu.
și sper din tot sufletul să fiu un exemplu pentru multe mămici care au mai puțin curaj, pentru că unul dintre motivele pentru care am dorit să realizez o astfel de emisiune cu o mămică cu mai mulți copii a fost și acesta. De a le da curaj celor care au un singur copil să mai facă un copil, să mai facă încă unul, pentru că, da, nu trebuie doar curaj, îți trebuie și putere, dar această putere și acest curaj, nu-i așa, vine odată ce afli vestea mare că ești însărcinată. Da, așa este. Se naște odată cu copilul și puterea și curajul și răbdarea, toate vin odată cu copilul și parcă de ce a venit următorul, parcă a venit mai multă putere, mai multă dăruire și Dumnezeu a trimis pentru fiecare moștenirea lui și așa este, mai mulți copii, mai multe bucurii. Așa este. Îți mulțumesc din suflet pentru prezență. Le doresc tuturor să crească mari, frumoși, să fiți mândri de ei și Doamne ajută să ne vedem o altă dată cu la fel de mare bucurie. Mulțumesc asemenea, Doamne ajută. Dragi prieteni, noi mergem mai departe cu rubrica Creștem Sănătos. Astăzi îl avem ca invitat pe domnul doctor Radu Țincu, care ne va vorbi despre vitaminizarea copiilor. Vitaminizarea copiilor, sigur, recomandarea găsită în ghiduri este legată de vitamina D, dar de vitamina D pentru area noastră geografică. În principiu, dăm vitamina D copiilor în perioadele de iarnă, atunci când nu există suficientă insolație și nici copiii nu se pot expune la soare. În mod normal, perioada verii este suficientă pentru a asigura sinteza de vitamina D prin expunere la soare. În rest, nu există niciun ghid, alte recomandări de a vitaminiza copiii. Curele de vitaminizare nu sunt specifice doar copiilor, sunt și adulților. Facem o cură de vitaminizare, se pune întrebarea de ce să o facem. Atâta timp cât nu există un deficit care a fost demonstrat, fie prin manifestări clinice, fie prin determinări ale nivelului de vitamină, astăzi putem doza toate vitaminele. Deci trebuie să avem o dovadă că este necesar să suplimentăm vitamina. Mai mult decât atât, trăim într-o țară europeană mediu spre dezvoltată, suntem în categoria țărilor medii spre dezvoltate, deci nu avem foamete, nu avem sărăcie, astfel încât alimentația normală, echilibrată, pe care o are un copil, ar trebui să-i asigure necesarul de vitamine fără să fie nevoie de o suplimentare prin pastile, fie că sunt naturale, fie că sunt de sinteză. Când discutăm vitamine naturale, noi le luăm din alimentație. Nu? Mâncăm fructe, mâncăm legume, mâncăm pâine. Există vitamine în alimentația noastră cotidiană. Acestea sunt adevăratele vitamine naturale. Sigur că au apărut și vitaminele naturale sub formă de pastile. Sunt producători care au reușit să extragă din fructe, legume, cereale diferite vitamine care sunt naturale și să le introducă în capsule. Sigur că acestea sunt mai concentrate. E clar că au reușit să, prin tehnici de farmacologie, au obținut anumite fracțiuni din lămâie, portocală, care conțin vitamina C și au adus-o într-o capsulă. Acest tip de produse naturale, sigur că sunt naturale, dar nu mai respectă structura în totalitate, pentru că ele au fost extrase în laborator, sunt concentrate, există cantități mai mari. Și sigur, la polul opus sunt cele de sinteză, care ar trebui să le folosim doar în cazurile dovedite de deficiențe vitaminice. Pentru că dacă folosim produse de sinteză ca să facem vitaminizarea copilului, putem risca să supradozăm sau să obținem chiar intoxicarea organismului. Ce înseamnă vitamine de sinteză? Înseamnă vitamine care au fost obținute în laborator, plecând de la structura naturală a vitaminei, în chimie am produs, în farmacologie și am studiat, astfel încât putem produce orice structură naturală, o putem produce sub formă chimică. De ce au fost introduse vitaminele sub forma aceasta chimică? Pentru că de-a lungul timpului am avut zonele de război și perioadele de război unde foametea a determinat apariția unor hipovitaminoze sau a unor maladii, au fost sintetizate pentru cei care mergeau pe mare și făceau scorbut. Deci aceste vitamine de sinteză au fost concepute ca să trateze o serie de boli. Nu au fost concepute ca să facem niște vitaminizări din astea sezoniere. Vrem să vină primăvara și vrem să facem o vitaminizare sau vine toamna și vrem să facem o vitaminizare. Vitaminele de sinteză sunt dedicate doar bolilor care au deficit de vitamine.
Dacă tot luăm un compus vitaminic la un copil care e sănătos, n-are nicio boală, trebuie să ne uităm să fie un compus care să conțină vitamine în care să asigure necesarul cotidian de 100%. Adică să nu luăm concentrații care asigură 2000%. De ce i-am dat unui copil sau unui adult care nu are niciun deficit vitaminic un comprimat care asigură de 2000 de ori necesarul lui zilnic? Pentru că nu are niciun fel de eficiență pe de o parte și pe de altă parte, în cazul unor vitamine cum sunt cele liposolubile, spre exemplu, pot să apară intoxicații ale organismului. Unele din vitamine se pot depozita, pe de altă parte, unele din vitamine pot cataliza o serie întreagă de reacții și atunci vitamina care noi o administrăm accelerează o serie de procese și obținem produși pe care nu ar trebui să-i obținem în mod normal în organism. Sau, acum, de exemplu, sunt persoane care vor să dea copilului că îl văd că e mai palid sau că e mai obosit fier. Fierul nu se administrează decât dacă există deficit de fier și se administrează numai dacă medicul pediatru a decis că trebuie administrat. Fierul în administrare necontrolată se depune la nivelul ficatului și produce o boală numită acumulare de fier, care este extrem de periculoasă, poate produce disfuncții hepatice importante și copilul poate să ajungă în situație foarte gravă. Am întâlnit părinți care preferă să întrerupă alăptarea pentru că laptele praf conține mai multe vitamine decât ar putea să... Nu sunt pediatru, dar vă pot spune cu siguranță că în unanimitate mondială toate studiile științifice au arătat că laptele matern nu poate fi depășit de niciun alt aliment de sinteză, orice tip de lapte praf sau orice alt tip de lapte. Și dacă suntem în supermarket și vedem cereale cu nu știu câte vitamine, pentru că există mai nou un concept, ce facem? Le sărim? Le luăm pe cele cerealele adevărate care conțin ele de la sine vitaminele din grupul B, nu? Sau... Se pune întrebarea dacă aceste cereale, că ați dat exemplu de cereale... Chiar conțin. Nu. Se pune întrebarea, e foarte adevărat că pentru copii mulți producători pun conținutul acesta mai vizibil. De ce? Tocmai pentru că el reprezintă o formă de reclamă. Adică cerealele conțin oricum vitaminele respective, dar producătorul vrea să sublinieze încă o dată că aceste cereale au acest conținut vitaminic. A doua întrebare este dacă aceste cereale au fost îmbogățite cu vitamine. Aici este discuția. Nu ar trebui, nu avem nevoie să suplimentăm vitaminele, ajungem în aceeași situație. De ce să dăm unui copil care are o alimentație echilibrată, care nu are niciun deficit vitaminic, nu are nicio boală, de ce să-i suplimentăm vitaminele? Nu, alegem cerealele care sunt naturale. Este foarte important să nu ne repezim cu vitaminizarea copiilor, să ne amintim de hrana cu care am crescut, din care odinioară ne luam vitaminele și să încercăm să găsim surse pentru a o procura. Eu nu spun că este ușor, este nevoie de timp, dar devine o adevărată investiție în sănătatea copiilor noștri pe termen lung. Vă propun acum să vedeți o serie de copii sănătoși, viguroși, cu drag de a-și păstra tradiția și de a face artă din ea. Mergem la Palatul Național al Copiilor. Trupa dinamică are cursuri de dansuri moderne, de caracter, jazz, de revistă, mai multe stiluri. Cu ce grupe de vârstă lucrați? Lucrez cu grupe de vârste începând cu 4 ani până la 18. Faceți performanță?
Da, încercăm să facem și eu zic că și reușim. Este vorba de multă muncă, de pasiune. Copiii vin aici din plăcere, nu sunt forțați de un catalog cu prezență. Cursurile încep progresiv din luna octombrie cu începători avansați. Sunt copii care fac de ani de zile cursurile trupei dinamic și nu sunt neapărat la performanță, pentru că nu au poate un talent născut, o ureche muzicală foarte bună, dar pentru faptul că le place foarte mult să vină la cursul meu, eu îi încurajez pentru o ținută corectă, pentru a socializa, pentru a se acomoda cu grupul. Văd în spatele dumneavoastră o grămadă de premii. Da, am participat la multe concursuri internaționale, naționale. Eu fac această meserie de 15 ani și pe parcursul acestei perioade am fost în toată Europa. Spuneți-mi, vă rog, anul acesta ce pregătiți? Avem în toamnă un festival la Belgrad. La fel, un festival intercultural. Voi merge cu o grupă de performanță. De asemenea, vom dansa un dans tradițional, pentru că este la mare căutare acest stil de dans. Și mi se pare normal, când mergi și reprezinți România într-o altă țară, să arăți dansul tradițional al nostru, care este de asemenea foarte frumos. Eva ne pune la încercare răbdarea, dar și dicția. Încercați să repetați după ea. Hei, bună! Eu sunt Eva și am revenit cu un nou video. Deci să nu mai lăsăm intro și să începem. Povestioară de scârcit limba. Erau trei negri. Iac, iac, ți drac, iac, ți drac, ți dor. Mai erau și trei negrese. Țipi, țipi, tripi, țipi, tripi, pompone. Și s-au căsătorit. Ia cu țipi, iar ia ți drac cu țipi tripi, iar ia ți drac ți drole cu țipi de rimbombone. Și au avut copii. Ia cu țipi l-au avut pe Mac, iar ia ți drac cu țipi tripi l-au avut pe Mac ți drac. Iar ia ți drac ți drone cu țipi de rimbombone l-au avut pe Mac ți drac ți drone. Într-o bună zi, Mac ți drac ți drone merse în pădure și văzu un mango faz o pițigulin cu trei țepene pentru o stare de cococifar. Uluit, Mac ți drac ți drone merse la mama lui Țipi de rimbombone și îi spuse: hai, mămică, să-ți arăt o ciudățenie în pădure. Ajunse la fața locului, Țipi de rimbombone își dojeni fiul. Vai, Mac ți drac ți drone, dar acesta nu este un mango faz o pițigulin cu trei țepene pentru o stare de cococifază, vai de bine și de mine. Și este un nou bibilopaur într-o stare bibilostrogeneză, un pui de pâgălepiță sau un gogulator cu scobița scoasă. Sper că v-a plăcut, vă rog să dați un like, să vă abonați, să scrieți în descriere cine credeți că are dreptate. Mac, ți drac, ți drone? Sau ți pitere în pompone? Pa, pup! De ce mai filmezi? Vlog, ce fost asta? Cam așa se aude dintr-o altă încăpere când membrii unei familii numeroase încep să vorbească.
dincolo de glumă, o mamă cu mai mulți copii este o forță a naturii. Este o mână de fier într-o mănușă de catitea. O mamă ca Adriana se trezește dis de dimineață, uită să mănânce, uită să adoarmă și câteodată uită de ea complet. Însă păstrează întotdeauna acel zâmbet de căldură și de bucurie pe față atunci când își vede copiii la masă. Cam atât pentru astăzi, vă aștept și săptămâna viitoare și nu uitați că prima școală în familie se face. Thank you.